Minunile chiar se întâmplă de Crăciun, chiar și când vine vorba de comercianți care, se știe, sunt mereu puși pe făcut un ban în plus. Spiritul Crăciunului este totuși mai puternic decât cel de pungaș. O demonstrează un experiment al reporterilor Observator, care s-au dat drept turiști străini, dispuși să lase la tarabe mai mulți bani decât făcea marfa. Surpriză sau nu, niciun vânzător n-a vrut să ia bani în plus. Brazi, globuri și luminițe, peste tot prin capitală se simte atmosfera de Crăciun. Și cum se spune că e o perioadă în care trebuie să fim mai buni, am decis să-i testăm pe comercianții din capitală, să vedem dacă spiritul de sărbători s-a instalat și dincolo de Tejghea. Așa că ne-am dat drept turiști străini ieșiți la cumpărături. Pentru o coroniță din crenguțe de brad care costă 5 lei, am lăsat 50. Vânzătoarea nu s-a grăbit însă să-i bage în buzunar. Thank you. Oh, that's not 5 lei. Vine așa 5 lei. Așa. Oh, ok. Vreau să păcălesc. Un gest de admirat, inspirat poate de sărbătorile care se apropie. Și n-a fost singurul. Chiar și la tarabele din obor domnește bunăvoința. I have no idea what money I have here. Can you? This one. Yeah. One. Two. Yeah. Three. Yeah. Okay, and this is yours. Okay. Okay. I don't have to give you this. No. Okay. Only this. Only this. Thank you. Vânzătorii nu profită de ocazie chiar și atunci când ar putea să ne păcălească. Și ne dau restul înapoi până la ultimul leu. I gave you more? Da. Oh, okay. So this is five and all right. Okay, thank you. Dacă vine vreun străin, nu știu, ești tentat să-l păcălești, că nu știe bani. Din contră, îl servim și îl așteptăm și îl desfățăm, să-i se datoria noastră, să ajutăm clienții. Și pe stradă, oamenii spun că au început să simtă atmosfera de sărbători. Și măcar pentru o vreme, românii sunt ceva mai drăguți cu semenii. Nu mă așteptam. Bravo! Bravo lor! E un semn foarte bun. Cum vi se pare treaba asta? În spiritul Crăciunului? Probabil și mentalitatea și Crăciunul are o influență mare, dat fiindcă suntem creștini, ortodoxi. Dar cum o minune nu ține niciodată prea mult, e posibil ca și bunăvoința comercianților să scadă după ce trec sărbătorile. Așa că promitem să repetăm experimentul după Sfântul Ion.